Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni, bine v-am regăsit la Cafeaua de dimineață, Mesagerul de Neamț. A apărut și numărul... Cineva mi-a adus numărul greșit. A apărut și numărul 572 al ziarului Mesagerul, un număr dedicat în special doamnelor și domnișoarilor. Da, nu vă mai formalizați atâta, că nu se întâmplă nimic dacă apăreți cu mâna în ecran. Da. Cu interviuri, cu materiale, cu tot felul de felicitări care merită citit. Astăzi sărbătorim și începutul muncii la câmp cu 40 de păhărele, cine își permite și cine are. Dacă nu, vă invităm în piața centrală, că avem destui întreprinzători privați care seamănă păhărele în grădină și le aduc la vânzare împreună cu farfurii și alte asemenea lucruri, ca pe produse, ca pe trufandale de la piață. Este joi, este și primarul Andrei Carabelea în emisiune, cu care sigur astăzi ne vom contra măcar la nivelul celor 40 de păhărele. Bună dimineața! Bună dimineața! În primul rând eu am să adresez un mesaj doamnelor și domnișoarelor, pentru că din punctul meu de vedere încă le sărbătorim. Și ieri a fost o zi foarte intensă din acest punct de vedere. Le spun încă o dată la mulți ani și o primăvară minunată. E o zi de primăvară. Eu am să las cele 40 de păhărele poate pentru la anul, că astăzi începe treaba în forță, încep asfaltările. Poate va exista și sigur, deja traficul este perturbat poate și mai mult pe Mihai Viteazu. Dar mâine noapte va fi terminată turnarea primului strat de asfalt, stratul de binder. Astăzi se va lucra toată ziua și le cer tuturor șoferilor, tuturor proprietarilor de mașini să înțeleagă situația și să își programeze deplasările, fie alocând mai mult timp pentru de la plecare până la sosirea la destinație, fie încercând să evite pe cât posibil deplasarea cu mașina, pentru că astăzi toată ziua până spre orele 7-8 seara se va asfalta acolo. Deci se asfaltează Mihai Viteazu de la intersecția de la Orion până zona podului, da? Da. De la Orion până la Petru... Până la intrarea în Petru... Petru Rareș. Până în Paulista, ca să spunem așa. Până în bulevardul Paulista. Da, deci astăzi se va asfalta și se va continua mâine noapte. Și probabil mă veți întreba de ce nu s-a asfaltat noaptea aceasta sau de ce nu s-a lăsat pentru la noapte. Eu nu mai întreb nimic constat. Sigur sunt urmăritori care ar pune această întrebare și este firească, pentru că este necesară o anumită temperatură pentru a îndeplini condițiile unei lucrări bine făcute. Și anume trebuie să fie minim 5-6 grade temperatura sub stratului suport pe care se toarnă. Motiv pentru care astăzi se toarnă ziua fiind peste 10 grade deja și mâine noapte s-ar părea că temperaturile permit turnarea asfaltului. Deci se toarnă asfalt pe Mihai Viteazu. Atenție cum circulați. Eu vă sfătuiesc să stați în casă, să vă folosiți paharele, dacă tot e zi cu pahare astăzi. Dar mă rog, lăsăm asta. Eu vă sugerez, domnul primar, astăzi să beți măcar un pahar cu domnul prefect Adrian Niță. Nu cred că am timp astăzi, dar n-am nicio problemă să servesc un pahar. Uite, eu o să-l sun, să-l chem într-o emisiune împreună cu dumneavoastră, pentru că am observat că domnia sa mai nou face exerciții de primar sau, mă rog, de candidat la primărie. Mai nou? Eu zic că sunt destul de vechi exercițiile. Bine. Chiar ne-am obișnuit și cred că toată lumea s-a obișnuit cu ele. Și... Asta e foarte bine. Când există dialog, măcar chiar și dialog la distanță, conform unei vechi emisiuni de televiziune, din dialog, de obicei, apare progresul. Eu nu am o problemă cu exercițiile.
am o problemă cu exercițiile de imagine. Pentru că avem atâta treabă de făcut încât numai de piedici puse și contrapuse pe motive de imagine, numai acestea nu ne ajută. Dar până la urmă ne-am obișnuit și le ducem înainte așa pe toate, cum se poate. Eu am văzut o luare de poziție acum și deschide drumul spre discuții, ca să spun așa, această luare de poziție a domnului prefect, reprezentant al Guvernului în teritoriu și probabil executiv în Partidul Social-Democrat. Nu știu, să vedem dacă reușim să dăm drumul la sunet și dacă reușesc eu. Nu, n-am reușit, o să reușesc într-o secundă, că trebuie să fac niște mișcări de trupe aici, dacă reușesc. Pentru că e foarte interesant ce spune. Să vedem acum. Copiilor de la școala numărul 5. Deoarece în ultimele zile am văzut că problema copiilor de la școala numărul 5 care au fost relocați la școlile mari ține din nou agenda publică. Auziți, nu? Trebuie să clarificăm niște aspecte. În primul rând, aceste Domnul Nuiță clarifică niște aspecte privind școala numărul 5. Nu înțeleg în momentul ăsta din ce postură le clarifică. Dar e ținut important... Foarte bine din ce postură, din postura de candidat sau... ...au știută de către actuala conducere a primăriei încă de când și-au preluat mandatul, adică de acum 2 ani și ceva, și aveau tot timpul din lume ca să nu ajungă în ultima clipă în situația în care se află. Apoi... Eu trebuie să spun că sunt foarte bucuros de modul în care este așezată. Te rog frumos, Bogdan, poți să preiei imaginile? Nu poți? O să mă uit imediat. Deci, pentru cei care nu văd, avem în spate un fundal cu Piatra Neamț, cu așa, și cu Județul Neamț. Semn că încă PSD-ul nu s-a hotărât unde trimit candidații. La județ sau la... Tot reclamă că au avut doar 10 zile la dispoziție de când au primit de la Consiliul Județean această clădire, care și-a exprimat bunăvoința și a cedat-o. Au fost și au pozat acolo. Deci, Consiliul Județean care și-a exprimat bunăvoința și a cedat o clădire. Această clădire a fost cedată cu câte zile înainte? Deci, la nivel de discuții și comunicate de presă, undeva în ianuarie am organizat o conferință de presă în care am spus că am ajuns într-un blocaj și că nu putem să condamnăm niște copii sau să jucăm, să facem jocuri politice cu consecințe asupra unor copii și asupra unui actor educațional. Imediat, la 2 ore, a apărut un comunicat prin care Consiliul Județean Neamț ne pune la dispoziție o clădire. Dar de la comunicat și până la hârtii, pentru că în momentul în care ne apucăm de lucrare, nu putem să intrăm în curtea vecinului și să facem lucrarea fără să ne invite el și să avem eventual o hârtie prin care să putem angaja respectiva investiție, respectiva lucrare. Am început lucrările la școlile normale imediat după ce am avut hotărârea de Consiliul Județean și certitudinea că... Bun, de ce n-ați cerut, mai devreme? Că deja am cerut-o din octombrie. Clădirea și? Școlilor normale. Am solicitat-o din octombrie, dar am vrut să văd întâi dacă există disponibilitate. L-am sunat pe președintele Arsene și pentru că președintele Arsene, din cauza unor probleme personale, nu a binevoit să discute cu mine, am vorbit cu county managerul județului, care mi-a spus că nu se poate pentru că are președintele un proiect de suflet acolo. Am înțeles ce sens mai avea să mergem în solicitări formale, în hârtii, care oricum duceau la același rezultat. Am înțeles, deci în octombrie nu s-a putut. Am astfel de hârtie și am solicitat acordul de principiu pentru găsirea unei soluții cu sprijinul Consiliului Județean. Și am primit o hârtie în bătaie de joc că
Consiliul Județean nu oferă acorduri de principiu. Mai spuneți dumneavoastră ceva, dacă mai avea sens să mai căutăm soluții și sprijin la Consiliul Județean. În momentul acela am ajuns la un singur rezultat. Ca să putem reloca copiii într-o manieră cât de cât eficientă, varianta pe care elegantă și care să asigure toate condițiile de confort termic și de siguranță pentru copii era școlile normale, dar într-adevăr nu școlile normale, școala nouă din Speranța, dar într-adevăr nu era disconfort, foarte, era disconfort emoțional. Da, da, și emoțional. Dar și până la urmă, na. A toate costurile pentru fiecare copil în parte, ne-am asumat pe primărie. Am discutat cu societatea Troleibuzul, am făcut niște calcule, niște estimări, care ar fi acestea și vă spun sincer că am fi ieșit mult mai ieftin pe durata întregului an, cât ar fi durat, cât durează lucrările, am fi ieșit mult mai ieftin decât cu realizarea lucrărilor. Haideți să vedem ce mai spune, pe care le-am făcut, să vedem ce mai spune domnul prefect. Din 20 de unghiuri, ca să arate că ar fi mai multe sparte. Dar s-a dovedit, așa cum au filmat și alte entități mass media, era vorba doar despre un calorifer cu probleme. N-au reușit să discute cu firma respectivă care se ocupa de renovarea acestei școli ca să mai devanseze cu încă o săptămână cel puțin aceste lucruri și apoi să mute copiii în spațiul nou, astfel încât toată amenajarea să fie conform standardelor și cerințelor acestor. Deci, ați filmat un calorifer, nu entități media au filmat acolo, domnul prefect. Entități media au primit imagini de acolo și le-au dat. Alte entități media se duc la comandă să filmeze. Dar asta este o altă poveste. Nu intru eu, am mai spus că eu nu mă lupt cu presa niciodată. Dar dacă vorbim de entități media, le și numim, că așa e frumos. Deci, ați filmat un calorifer spart și restul sunt toate bune, am înțeles. Din eu nu am filmat niciun calorifer, sunt imagini care au ajuns și la mine acelea. Eu am spus un singur lucru. Slavă Domnului, centrala funcționează. Verificările la centrală au durat 2 zile, luni și marți. Marți după amiază am solicitat verificarea instalației termice și mi-au zis că nu se poate pentru că pur și simplu nu pot da drumul la apă să verifice fiecare tronson în parte. Instalația este făcută pe coloane verticale și după ce se umple coloanele verticale, se distribuie apa pe rețelele orizontale pentru încălzirea fiecărui etaj în parte. Vanele vechi de 60-70 de ani erau toate 3 sparte și firma care se ocupa de verificarea instalației ne-a comunicat că ei nu ne pot da garanții când și unde găsesc aceste vane, ce producător le mai poate produce, pentru că trebuie să fie doar la acele dimensiuni și doar la acele cote pentru a reuși să da drumul la apă în instalația termică. Fără verificarea, fără montarea acelor vane, nu aveam cum să testăm instalația. S-au îndepărtat în primă fază toate defecțiunile vizibile, pentru că mai sunt și porțiuni în pereți care nu se pot vedea și nu avem de unde să știm cum arată conductele și țevile pe acolo. Așa s-a făcut că în momentul în care nu știam, nu puteam avea un termen clar cu privire la posibilitățile de a repara instalația termică, ne-am repliat imediat pe o soluție pe care să o putem gestiona în timpul pe care l-aveam la dispoziție, în cele 2 săptămâni. Adică pe încălzirea pe curent electric. Și am mers pe încălzirea pe curent electric cu convectoare electrice. S-au cumpărat 126 de convectoare electrice care s-au instalat. Au fost provocări și la instalația electrică, pentru că încă din tabloul principal, din zona branșamentului electric al școlii, toate acele cabluri erau ruginite și pocneau, nu țineau pur și simplu la primele teste, după ce s-au montat convectoarele și ele s-au înlocuit în un interval de o zi sau două și s-a dat drumul la convectoare undeva sâmbătă pe la prânz. Înainte, deși noi, planul nostru inițial era să încercăm să dăm drumul la încălzirea electrică, ne-am lămurit, dar
V-a spus cineva câte calorifere sunt stricate, câte țevi, câte din astea, n-a venit nimeni? Nu am ajuns în punctul acela. Am înțeles, că nu se mai putea merge mai departe. Da. Am înțeles. Încercăm să lămurim lucrurile. Și cadrelor didactice. Se bate apa în piu în continuare cu relocarea copiilor care ar fi fost posibilă la școala din Speranța, neținând cont de faptul că sunt copii care au nevoie de educație specială și de transport special și nu există aceste posibilități, neținându-se faptul cont despre faptul că sunt profesori care ar fi fost nevoiți să facă naveta în trei locuri ca să-și țină orele, ori ar fi fost practic imposibil ca actul educațional să se desfășoare corespunzător. De asta cred că e foarte important ca domnul primar să revină cu picioarele pe pământ, să se ocupe de administrație, pentru că a mai fost un caz și în vară când copiii de la grădinița arondată școlii numărul 3, cea de la gară, s-au trezit cu o săptămână sau 10 zile înainte că trebuie să-și schimbe locația la Cartianu și doar bunăvoința unor părinți care s-au mobilizat exemplar a făcut ca spațiul de acolo să fie amenajat corespunzător. Deci să lăsăm excursiile în India, să lăsăm discuțiile politicianiste și să trecem la treabă. Se laudă... Deci, aici, cum să vă spun... Simțiți tonul de profesor, de... Deci nu, eu nu discut lucrurile astea, probabil că doamna Florentina Moise i-a pus la dispoziție domnului prefect cum e cu profesorii și cum se pot face lucrurile. Eu nu vreau să intru în amănunte acum privind modul în care se puteau desfășura orele și unde se puteau desfășura orele, că soluții existau, dacă exista bunăvoință, apropo de programul orelor, de modul în care se țin. În apropiere acolo toate se puteau rezolva, dar nu discut asta acum. O să discut altceva în timpul emisiunii, dar așa. Chestia cu hai să ne apucăm de treabă este valabilă pentru toată lumea. N-aș vrea să fiu rău, dar dacă vrei să vorbești despre apucatul de treabă la Piatra Neamț, poți să spui să te apuci de treabă și pe la Consiliul Județean, mai ales când ai un președinte prezid de jandarm. Jandarm care trebuie să asigure baza prefecturii, nu a Consiliului Județean. Și încă n-am văzut un video public făcut tot cu Județul Neamț în spate și cu Piatra Neamț în spate, în care un reprezentant al prefecturii, prefect, subprefect, să vină și să spună, dom'le, ce s-a întâmplat acolo? De ce s-a întâmplat? Și ce rol a avut instituția prefectului în moderarea acelui conflict între ghilimele? Da, trecem și peste asta. Mergem mai departe. Municipalitatea din Piatra Neamț cu peste 50 de proiecte pe care le are în derulare, deși foarte multe dintre ele, marea majoritate, sunt moștenite și pentru că tot ne cer să avem răbdare, trebuie să le spunem că sunt pensionari, sunt oameni care vor să trăiască în orașul ăsta și n-au răbdare până în anul electoral când se vor tăia panglicile. Spre deosebire de Piatra Neamț, care cred că are o mare realizare derulând 50 ceva de proiecte, trebuie să vă dau un exemplu simplu de la o comună din județul nostru, și anume Comuna Borlești, care are 23 de proiecte eligibile în derulare și care are doar 25 de angajați, nu câteva sute cât se are primăria Piatra Neamț. Așa că, domnule primar, spor la treabă! Deci, acum puteți începe treabă. Mulțumesc pentru spor la treabă. Eu am să-i urez și domnului prefect să fie atent către ce se orientează, pentru că are niște îndatoriri. Și în momentul de față își focalizează atenția acolo unde nu e cazul. Pentru că de Piatra Neamț se ocupă cu maximă grijă și prudență primăria Piatra Neamț, împreună cu o echipă întreagă și instituțiile abilitate să facă asta. Din punctul meu de vedere, prefectul județului Neamț are și îndatoria de a se uita la cum funcționează Consiliul Județean și celelalte primării. Dar dacă domnul prefect este interesat să candideze la primăria Piatra Neamț, eu n-am nicio problemă cu asta. Dar înainte de a își mai manifesta, de a mai avea alte exerciții de imagine care să transmită această direcție din partea domniei sale, îi sugerez să se uite în istoricul său pe ce poziție a mai fost numit
și ce efecte a avut activitatea sa acolo, ce datorii au rămas în urmă și să și le achite și să vorbească abia după aceea despre cât de îngrijorat este el despre situația din Piatra Neamț. Am observat că compară proiectele Bărleștului cu ale Piatra Neamțului și sunt fericit ori de câte ori aud despre un primar care accesează fonduri europene și care utilizează acest mecanism pentru dezvoltarea comunității. În Piatra Neamț eu am moștenit într-adevăr proiecte în valoare de 160-170 de milioane de lei, iar astăzi Piatra Neamț are în implementare proiecte de jumătate de miliarde de lei, de 500 de milioane de lei. Eu zic că este un progres semnificativ, mai ales că dincolo de a semna contracte de finanțare, ne-am și apucat de treabă și se vede destul de mult în oraș acest lucru. Cât despre finalizarea acestor proiecte, cea mai mare parte a lor se vor concretiza în următoarele 2-3 luni. Există și proiecte a căror finalizare se va întâmpla către finalul anului. Și ce vreau să-l mai asigur pe domnul prefect, n-am tăiat până acum nicio panglică, deși am avut proiecte lansate, pentru că eu las festivismul și mă interesează să se întâmple lucrurile, nu ceremoniile fastoase de la finalizarea acestor proiecte, să zicem tăierea panglicilor. Domnul primar, noi ieri dimineață, fără să anunțăm nicio autoritate publică, că de obicei nu stăm să îi anunțăm cu ce facem noi sau să ne cheme ei să facem ceva, ne-am dus la sediul școlilor normale să vedem ce se întâmplă acolo, dacă se mai lucrează, dacă se mai face ceva. Spre surprinderea noastră, care eram asigurați printr-o declarație înregistrată cu doamna inspector general, că în acea clădire nu se pot ține cursuri. În acea clădire nu se pot ține cursuri. Am văzut că la parter elevii școlii 8 țin cursurile. Ba mai mult decât atât, doamna directoare a școlii 8 spune și declară că este bine acolo, că părinții vor să țină copiii cursuri acolo și că, mi s-a părut ciudat, am și subliniat lucrul ăsta, ei nu vor să intre în conflict. N-am înțeles care conflict, între cine și cine conflict și de ce ar fi trebuit să intre părinții în conflict. Nici nu discut lucrul ăsta. Eu am constatat că într-o clădire în care s-a spus de către o autoritate publică locală, o autoritate publică, adică inspectoratul școlar, prin persoana inspectorului școlar general, care a fost la fața locului și a zis că e prea fric să se poate desfășura, că acolo se țin ore. Au fost colegii, au văzut că se țin ore, au luat declarații. Întrebarea mea logică este, sau consider eu logică, cum poate să fie cald la parter, în două clase, și nicio clasă de la etaj să nu fie cald? Care este diferența? Am întrebat-o pe doamna general prin colegii mei și doamna general, care a spus că și-a asumat ea închiderea școlilor, că așa îi permite legea, după care a întors-o, nu ca la Ploiești, ci, nu știu, ca la Fetești, că nu, domne, că avea o solicitare de la conducerea școlii 5, solicitare care s-a făcut fără acordul Consiliului de Administrație, în momentul în care ea a fost făcută, nu discutăm de alte lucruri, eu nu înțeleg. Cum se poate face dumneavoastră? Acum vă întreb foarte serios, de ce ați permis să facă cursuri acolo ieri? De ce am permis să se facă cursuri la școala 8? Adică, eu nu înțeleg, ori laie, ori bălaie. Că dacă lucrează oamenii la instalații electrice, să pună mai mult, e posibil să strice,
să sară siguranța. Adică, cum suntem în țara lui Lobodă și a lui Vodă Lobodă? Dimineața nu e bine, a doua zi e bine, nu dăm decât pentru aia de la etaj, nu și pentru aia de la parter. Eu nu înțeleg. Care-i treaba aici? Domnul Bălănescu, eu am să vă zic ce am văzut cu ochii mei. Luni dimineață, la ora 8, m-am dus la școlile normale ca să văd în ce condiții învață copiii. Am intrat în fiecare clasă, holurile erau înghețate, dar am intrat în fiecare clasă și aerul era ușor dezmorțit. Am întrebat toți copiii și întrebarea a fost de felul următor. Să ridice mâna cei cărora le este frig. Și dintr-o clasă de 25-30 de copii, ridicau mâna 3, 4, 5 copii. Și le-am zis în felul următor, pentru că am auzit că circulă deja în rândul unor părinți și prin cancelarii, că a venit primarul și le-a cerut copiilor să se îmbrace sau să facă gimnastică. Am spus în clase că nu este o rușine, dacă le este frig, să iau o gecuță pe ei. Și că, da, în mod normal, nu ar trebui să se întâmple așa, dar totul a fost repede înainte și astăzi, din păcate, n-am ajuns la temperatura dorită. Dar mâine, cu siguranță, va fi mai bine. Am auzit ulterior că primarul a cerut copiilor să facă gimnastică și să ia geci pe ei. Informațiile au fost scoase din context. Partea de gimnastică s-a întâmplat în unele clase, unde doamna director a spus că putem să facem mișcare, să mai mișcăm degețelele și să... Bun. Haideți, spuneți-mi așa, luni s-a pus problema învățământului online? Nu numai că luni nu s-a pus această problemă, dar în momentul în care pregăteam mutarea copiilor, nici nu aveam încă pe atunci hotărârea Consiliului Județean, ședința de Consiliul Județean urma să fie a doua zi. A fost o ședință la școala numărul 5 cu reprezentanții ai părinților și conducerea școlii, la care am ajuns și eu, tocmai pentru a prezenta părinților care sunt condițiile, ce presupune lucrarea și de ce este necesară predarea amplasamentului, predarea școlii imediat către constructor pentru a ne putea încadra în termenul contractului de finanțare până la finalul acestui an, cu execuția tuturor lucrărilor. Și că este necesară probabil prelungirea cumva a găsirea unei soluții pentru ca după perioada de vacanță de o săptămână să mai avem răcaz măcar o săptămână pentru finalizarea lucrărilor de reparații la școlile normale. Le-am prezentat situația cu instalația termică, cu toate elementele care ne puneau în dificultate acolo și că este puțin probabil că ne vom încadra cu aceste lucrări în mai puțin de două săptămâni. Și le-am cerut atunci conducerii școlii. Am cerut atunci conducerii școlii o soluție de școala altfel, școala care s-a verde, făcut. Școala sau, altfel care s-a făcut sau școală online. Și doamna, răspunsul conducerii școlii a fost că nu se poate sub nicio formă modificarea calendarului școlar și că este exclus să se poată face școală online, pentru că nu s-ar primi aviz de la Inspectoratul Școlar Județean și pentru că nu s-ar primi acordul Ministerului Educației. Atunci, doamna director a fost corectată de o doamnă profesor, de o mămică care este cadru didactic la o altă școală și care a spus că, ba da, calendarul școlar poate fi modificat cu aprobarea Consiliului de Administrație. Și atunci doamna director a acceptat la un moment dat, nu chiar din prima, a acceptat ideea că da, calendarul școlar poate fi modificat și se poate aproba școala altfel la propunerea părinților. Acesta a fost istoricul. Deci acum două săptămâni și ceva nu se putea sub nicio formă școală online, nu se putea nici modifica calendarul școlar la un moment dat, acum copiii sunt în școală online. Eu asta mă întreb cum e posibil ca... Acum, și mai este un detaliu. Mai este un detaliu. Luni dimineață m-am dus pentru a verifica personal condițiile în clase, fără
presă, fără fotograf după mine, mă interesa să știu efectiv cum stau lucrurile. Și am observat la intrarea în școală un grup de părinți și am o memorie vizuală destul de bună. Grupul respectiv de părinți era în imaginele de a doua zi. Adică același grup de părinți. Bine, eu nu discut aici despre părinți. Să vă spun ceva. Părinții, că pot fi manipulați, că nu pot fi manipulați, că sunt 2-3 care conduc și fac. E o altă poveste. Până la urmă, părinții, știți cum e, dacă un singur copil se simte lipsă de confort la ore, pot să fiu supărat că nu există această lipsă de confort. Eu nu înțeleg altceva. Pe mine nu mă interesează acum foarte tare. Au plecat în online, dacă așa a vrut doamna directoare, de fapt doamna inspector general, care a folosit, ca să spunem așa, direcțiunea școlii. Nu vreau să discut sincer despre aspectele legale ale acestei chestii, apropo de decizia inspectoratului, că nu va ieși bine dacă le discut. Pe mine mă interesează așa, în momentul acesta, cum se poate ca o școală să funcționeze într-o clădire și în aceeași clădire cealaltă să nu funcționeze? Asta nu înțeleg. Aici cel mai probabil este vorba și despre... Și dumneavoastră sunteți în șantier acolo, domnul primar. Deci ori, știți cum e, că se spunea o vorbă din aia urâtă, ori așa, ori așa, ori așa. Adică, domne, hai să ne hotărâm. Ori e bine în clase și atunci pe hol e frig, da? Nu ieși pe hol decât pentru lucrurile foarte importante, că nu te obligă nimeni să stai pe hol. Ții geamul, ușile închise în timpul orelor, ori, dacă nu, toată lumea merge în online. Că e inexplicabil și ce spune doamna general, pe mine nu m-a convins deloc, ba mai mult decât atâta, mi se pare o bâlbâială administrativă sinistră. Sinistră. Dom'le, facem online? Păi, ori facem toți, ori nu facem toți. A spus mai multe convertoare de căldură sau convectoare, cum se cheamă ele, în clasele de la școala 8? Nu. Totul s-a făcut pe bază de calcul. Pe cubaj, cum ar veni. Exact. S-a calculat volumetria aerului pentru fiecare clasă în parte și în unele săli s-au pus 4 convectoare, în cele mai micuți, acolo unde era și, evident, volumul de aer cel mai mic. Și în unele săli s-au pus 9 convectoare, în cea mai mare sală, are undeva la 100 și ceva de metri pătrați, acolo s-au pus 9 convectoare. Și s-a mers pe calculul următor. Fiecare convector are 40 poate de încălzi metri, 30, 50 20, de metri da. Minim sau 70 de metri cubi de aer. Am cerut să se facă calculul pe volumul minim de 50 de metri cubi. Și acel calcul s-a aplicat pentru fiecare clasă în parte. Zilele acestea se montează convectoare și pe holuri pentru a dezmulți și acolo. Se montează convectoare pe holuri, dar există capacitate la până sistemul electric? Până la capacitatea rețelei nu se va depăși. Deci se vor monta în așa fel încât să ne încadrăm în puterea electrică respectivă, pentru că e vorba de o... anumită putere instalată acolo și aceea nu se poate depăși. De fapt, va rămâne și o toleranță între echipamentele electrice instalate și puterea respectivă. Da, oricum, eu aștept cu nerăbdare să văd în momentul în care predați clădirea, în momentul în care predați clădirea către școli, că bănuiesc că v-ați face și imediat o predare primire. Imediat ce se termină lucrările. Da. Și eu nu înțeleg cum s-a intrat în școlile alea fără o predare primire. Că știți cum e? Când nu faci o predare primire, te poți aștepta la tot felul de lucruri. Predarea primire înseamnă asumare. Adică eu ca director am venit, am văzut care e situația, am semnat și din momentul ăla este treaba mea. Vom face și un instructaj cu privire la cum se folosesc aceste convectoare și cum se menține temperatura în clase, pentru că nu ne putem aștepta să avem clasele încălzite dacă lăsăm ușile deschise, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, spre surprinderea mea.
Am aflat luni spre marți noaptea. După ce s-a luat decizia trecerii în online, am aflat care sunt cele trei motive, potențiale motive pentru care în unele clase era mai frig marți dimineața decât era luni dimineața. Și anume, unul m-a surprins. Dacă mi se părea firesc ca pereții umezi care proaspăt vopsiți să se încălzească mai greu și să absoarbă cu mai multă ușurință căldura, deci căldura să se risipească mai ușor, mi s-a părut un motiv rezonabil. Faptul că este o clădire care n-a mai fost încălzită de 5 ani, iarăși este un motiv cât se poate de real și concret. Dar al treilea m-a surprins, și anume că au fost găsite sălile de clasă cu ușile deschise. Eu sunt un om, de exemplu, destul de calm în emisiuni, mai ales când vin mesaje. Ce nu pot eu să înțeleg când vin mesaje este de la niște oameni inteligenți, care eu îi apreciez așa, dar care în momentul în care intră în pielea sindicaliștilor și a celor care doresc cu orice preț să servească niște interese, o iau razna. Nu vreau să dau exemple, că iarăși, din păcate, cunosc oamenii și nu vreau să discut. Totul este o minciună, ni se spune aici. Totul este o făcătură și copiii se vor întoarce în aceleași locuri răcoroase și în care nu se poate lucra. Întrebarea mea rămâne aceeași. Nu sunt copiii vinovați. N-a spus nimeni că sunt copiii vinovați. Întrebarea mea rămâne aceeași. Cum se pot face ore la parter și nu se pot face ore la etaj? Pentru că pe mine nu mă interesează de ce nu se fac ore la etaj. Cine și cum a incitat anumite lucruri? Că le cunoaștem cu toții. Și ele, la un moment dat, o să transpară. Pe mine mă interesează cum este posibil ca la parter să țină ore și la etaj nu. În mod normal, eu cred că n-ar trebui să țină ora acolo, că eu spunea doamna general că e foarte frig. Cum se poate rezolva lucrul ăsta? În rest, Dumnezeu cu mila, inspectoratul cu ale lui, școala 5 cu ale ei, primăria cu ale ei, problema este în felul următor. Ce facem în momentul acesta? Eu nu pot să uit acel personaj, care striga, câți muncitori lucrează acum pe șantierul de la școala 5? Că să-i spună direcțiunea școlii câți muncitori lucrează acolo. Păi direcțiunea școlii, teoretic, trebuia să fi predat amplasamentul și să nu mai aibă treabă cu șantierul din școala 5. Acolo este constructorul, care dacă permite accesul într-o locație în care se lucrează a oricui, înseamnă că nu-și face treaba și trebuie să-l amendeze ITM-ul. Constructorul are obligația să termine lucrarea în termen. Lucrarea nu mai este în jurisdicția școlii 5. Cine înțelege lucrurile astea, le înțelege. Cine nu, nu. În rest, hai să căutăm soluții ca acești copii să poată învăța. Hai să întrebăm și părinții elevilor din clasele a 8-a. Sau elevii de clasa 8-a, dacă sunt de acord, să facă școală online. Poate se găsesc niște clase pentru ei călduroase, cum sunt alea de la școala 8. Poate jumătate din clase sunt călduroase, poate nu. Haideți să nu mai fim talibani. Să nu ne uităm numai în carnetul de partid. Să nu ne mai uităm numai la lupta dintre PNL și PSD la nivelul municipiului Piatra Neamț. Haideți să încercăm să găsim soluții. Nu să ne dăm de-a dura pe site-uri, pe Facebook și prin altă parte. Hai să întrebăm inspectoratul școlar. Dom'le, când ați luat hotărârea asta, ați avut documentele legale acolo? De ce nu ați luat o hotărâre mergând, de exemplu, joi sau vineri în școală să vedeți dacă se pot relua cursurile? Pentru că ați așteptat cumva ca să se creeze o situație tensionată?
De ce nu ați somat direcțiunile celor două școli? Tu, inspector școlar general și inspectorat școlar, consiliul de administrație, vineri. Dom'le, se pot relua cursurile? Dacă nu, haide să găsim o soluție. Nu să așteptăm luni dimineața și dacă luni dimineața nu s-a putut crea scandalul, să-l creăm marți? Da, luni nu se puteau ține în multe ore, în multe clase orele. Dar de ce s-a așteptat până acolo? Aici este problema și aici nu cred că vinovați sunt cei care s-au dus la școală sau cei care... Vinovați sunt cei care se ocupă de lucrurile astea și trebuiau să le discute. Și aici, într-un fel, să știți că și primăria este vinovată, că ar fi trebuit să insiste foarte tare joi, vineri, ca școala să-și asume împreună cu inspectoratul școlar o soluție de decalare a cursului, nu știu, săptămâna verde sau altceva care se poată face acolo. Și cu asta am terminat subiectul, că m-am supărat eu de data asta și chiar într-o zi o să invit și niște oameni care sunt foarte prinși în lucruri de genul acesta, în comentarii și în alte lucruri, să vedem și soluțiile pe care le oferă domniile lor, în afară de aceea de a se reabilita o școală în vacanța de vară sau de a se renunța la reabilitare, cum sunt oameni chiar din conducerea școlii lor care spun, domne, nu ne trebuie, domne, reabilitare. Nu trebuie reabilitare. Bun, am terminat perorația, domnul primar. Sâmbătă, să știți că mi-a trecut, mă gândeam să solicit școlii sprijinul, conducerii școlii sprijinul și găsirea unei soluții. Școlilor, domnul primar, școlilor. Cu comunicarea, cu conducerea uneia dintre școli, n-am avut absolut niciodată probleme. Și pe partea de mobilizare a mutării arhivei și a mobilierului școlar, n-am avut probleme. Una dintre școli... Bine, erau și doar două clase acolo. De acord, de acord. Dar nu, eliberarea școlii. A, eliberarea școlii în întregul ei, da. Cu maximă operativitate într-una dintre școli, mult mai greu în partea cealaltă și aici cred că este evident poate de ce, dar nu mai contează asta. Important este că am depășit această situație. Sâmbătă mă gândeam să solicit conducerilor școlilor găsirea unei soluții pentru amânarea începerii cursurilor la școlile normale. Dar discuțiile pe care le-am avut cu constructorii pe partea de reparații și pe partea de electric, am fost asigurat că până la urmă se va rezolva și vor fi remediate toate problemele. Nu vă mai spun că sâmbătă au fost descoperite probleme la canalizare menajeră și APA Servul a spus că nu poate interveni până luni. A venit un privat și a rezolvat problema. Pe partea de electric, sâmbătă seara se lucra intens, nu s-a plecat, electricienii nu au plecat acasă până nu au pus convectoarele în funcțiune. Ne așteptam ca luni dimineața totul să fie în ordine și, din păcate, într-adevăr, luni era destul de frig, erau 15, 16, 17 grade în unele clase, dar, evident, insuficient pentru a asigura condițiile normale într-o clasă de școală. Marți dimineața mă așteptam să fie mult mai bine totuși, pentru că acele convectoare au funcționat neîntrerupt sau în regim alternativ. Eu văd că marți s-au ținut ore. Până... Deci miercuri s-au ținut ore acolo, la parter. La parter, da. Pentru că acolo clasele au fost ținute sub cheie și ușile nu au putut fi deschise pe parcursul nopții. Că o fi sabotaj, că o fi fost o eroare și din întâmplare s-au deschis toate ușile. Eu zic să nu mergem pe departe în teoria conspirației, eu zic să ne raportăm la ce există acum. Ce am cerut electricienilor a fost marți la prânz, după ce s-a trecut în online, să meargă cu un dispozitiv de scanare a temperaturii, cu un termoscanner pentru a vedea clar care era temperatura în fiecare clasă. Și avem imaginile care ne demonstrează că în clasele respective erau 16, 17, 18 grade. Asta undeva în jurul orei 11-12 marți.
Acum este mai bine. Chiar în această dimineață, venind spre dumneavoastră, am sunat din nou electricienii să întreb care sunt condițiile acolo. Erau la lucru, bineînțeles, montând convectoarele pe holuri. Din punctul meu de vedere, sunt condiții pentru a se reveni. Din punctul de vedere al căldurii. Al căldurii, da. Bun. O să vedem ce se întâmplă în continuare. Haideți să părăsim acest subiect. Noi nu-l vom părăsi ca jurnaliști, pentru că eu vreau să se facă un pic lumină asupra tuturor celor implicați și de ce se folosește un subiect de genul acesta în tot felul de mișmașuri politice. Asta nu pot să înțeleg. Eu sper că lucrurile să se liniștească de mâine încolo, din acest punct de vedere. Eu mă îndoiesc că se vor liniști, pentru că e așa ca un fel de acțiune sindicalizată pentru a menține o stare de lucruri tensionată. Deci, eu mai spun un singur lucru și chiar închid acest subiect. Când se caută rezolvarea unei probleme sau îți poți da despre interesele cuiva după felul în care caută rezolvarea problemei. Dacă vine cu camerele de luat vedere în spate, acolo este, scopul este altul, nu rezolvarea problemei, ci evidențierea problemei și răspândirea unui mesaj. Repet, domnul primar. Spun asta pentru că eu l-am invitat pe domnul prefect la un moment dat la o întâlnire de lucru pentru găsirea soluțiilor și la acea întâlnire am chemat conducerile tuturor școlilor implicate în proiecte de reabilitare, părinți, profesori, inspector școlar general și prefect, pentru a găsi soluții. Cineva a venit cu un reprezentant al presei acolo și am zis, nu este cazul. Aici vreau să găsim soluții. Organizăm de comun acord o conferință de presă imediat după terminarea acestei ședințe de lucru. Dar acum vreau să ne focusăm pe rezolvarea problemei, nu pe... Fiecare își face, știți cum, consideră că rezolvarea unei probleme se poate face și cu supliment de imagine sau cu lovirea în imaginea celuilalt. Asta e o bucătărie internă a lucrurilor. Repet, pe mine mă interesează așa, de ce s-au reluat cursurile luni dimineață? Dacă nu erau condiții și de ce nu s-a cerut luni dimineață trecerea în online, de ce nu s-a cerut de vineri trecerea în online dacă era frig și erau probleme, asta e una la mână. Și doi, mă interesează cum ieri s-au putut ține ore în niște clase și în altele, în toate celelalte nu s-au putut ține ore. Măcar pentru elevii claselor 8-a. Că profesorii trebuiau să vină să plece. Nu e adevărat. Puteau să stea profesori într-o clasă în care se încălzea mai bine și puteau să țină dacă vreau. Sau, mă rog, nu, că nu pot să țină toți într-o clasă, vorbesc prostii acum, chiar vorbesc prostii. Dar se puteau găsi soluții pentru elevii de clasa 8-a. Măcar pentru ei. Deci au fost clase unde temperatura era rezonabilă. Eu asta nu înțeleg. De ce ne lamentăm tot timpul, ne plângem și nu căutăm măcar să fim rezonabili și să găsim soluții? Și de ce așteptăm crearea unui conflict în loc să-l prevenim? În rest, Dumnezeu cu mila. Și cu 40 de pahare astăzi ca să ne încălzim. Domnul primar, în altă ordine de idei, că m-am săturat de subiectul ăsta astăzi, cum stăm cu firma de la Iași cu podul? Că ați spus că se fac demersurile, că așa... Pe 15 mai ar trebui să avem grinzile montate pe podul de la... Când încep? Spital, cu 2 luni înainte. Deci, probabil săptămâna viitoare vom închide circulația pe pod. Asta este un lucru foarte important de știut. Deci probabil de săptămâna viitoare, nu? După 15. Firma respectivă se încearcă și sperăm să ne ajute vremea, dar imediat după ce se termină turnarea covorului asfaltic pe Mihai Viteazul, se va turna covor
stratul de covoraș, primul strat pe noul pod de la Piața Centrală. Au început să lucreze ceva acolo, da, am văzut. Da. Se fac pregătirile pentru turnarea stratului de asfalt, urmând ca ulterior să dăm în circulație podul ca nou să înceapă... și să începem lucrările pe o jumătate din podul vechi. Deci se va circula pe o bandă pe podul nou, da, și pe o jumătate de bandă pe podul vechi? Sau nu cred că se poate circula. Căutăm această variantă, am discutat-o cu constructorul, dacă până acum câteva săptămâni argumentele constructorului erau pentru închiderea totală a circulației pe podul vechi, în ideea în care să își facă lucrarea într-un orizont de timp mult mai eficient din punct de vedere al constructorului. Acum am convenit asupra faptului că, mai ales în contextul închiderii circulației pe podul de la spital, e complicat ca pe un pod de 6 metri să avem circulație câte o bandă pe dublu sens. Bun, deci ne așteptăm ca de săptămâna viitoare să avem aceste două lucruri în peisajul nostru urban, ca să zic așa. Deci podul ăsta pe care se va putea circula undeva săptămâna, la final de săptămână, și începe lucrările la demolare, încep lucrările la demolarea acestui pod, da, de la spital. Spuneați la un moment dat că nu încep lucrările până când nu există siguranța că materia grins, etc., vor fi. Aveți această siguranță acum? Nu avem o hârtie scrisă, ea va ajunge cu siguranță până la emiterea dispoziției de închidere a circulației pe podul de la spital. Și mai am o noutate. Până pe 20 martie așteptăm livrarea primului lot de țevi pentru noua rețea de aducțiune apă. Deci vin țevile până la urmă, prima așteptăm parte. Așteptăm venirea primelor țevi. Momentan avem doar niște confirmări verbale, dar eu zic că până mâine inclusiv vom avea și o certitudine scrisă că vom avea aceste țevi și vom putea da drumul imediat după 20 martie și la lucrările de la noua rețea de apă. Bun, deci astea sunt vești, să le spunem așa, bune. Firma de la Iași a început să ați purtat discuții cu ei sau nu purtați discuții cu ei direct? Este datorie executantului, contractantului. Am în momentul de față, noi doar trebuie să fim la curent cu aceste informații. Am înțeles. Bun, în altă ordine de idei, pe investițiile pe care se lucrează, de exemplu acea grădiniță din spatele cinematografului sau ce e acolo? Grădinița 6. Grădinița 6. E în termen? E în... Constructorul a început să se mobilizeze mai bine. Dacă rețin eu bine, termenul este iunie. Știu că, cred că săptămâna trecută au venit colegii și mi-au spus că firma care execută lucrarea acolo vrea să solicite o prelungire și am avut o ședință pe acest subiect. Concluzia a fost că nu suntem dispuși să facem această prelungire. Vreau mai multe argumente din partea executantului și în momentul de față nu le are, pentru că a avut perioade destul de îndelungate în care acolo nu s-a lucrat la capacitatea dorită. Deci acolo ar fi probleme. În rest, cam cum se stă? Mai aveți constructor de genul ăsta? Din câte știu, este același constructor care are întârzieri și la grădinile publice, din Speranța, Pietricica și Văleni. Mă rog, acolo să zicem că sunt și situații obiective care au dus la aceste întârzieri, dar întârzieri care deja depășesc, din punctul meu de vedere, orice capacitate de înțelegere, pentru că la prima mea discuție care am avut-o cu constructorul respectiv, acele grădini trebuiau să fie gata cu mult timp înainte și așteptarea era să se întâmple acest lucru înainte de împlinirea termenului contractual, din contractul de execuție. Mă rog,
Aici este încă, mai avem chestiuni de rafinat cu acest constructor, dar vom trece deci, la penalități. Pe asta vreau să vă întreb. Adică când nu... Cine nu mai respectă graficul de execuție, mergem pe penalități, 1% din valoarea respectivelor lucrări. Și în felul acesta venim și cu stimulentul. Dacă până acum am mers doar pe principiul venind și făcând plățile prompt, asigurăm un cash flow constructorului tocmai pentru a veni cu oamenii la treabă, pentru a avea materialele de lucru necesare. În momentul în care noi facem acest lucru și constructorul nu depune efortul cum se cuvine, trecem la penalități. Bun. Alte noutăți, dacă aveți, că am ocupat spațiul emisiunii cu... Se lucrează intens pe Bulevardul Decebal, de la Petrodava spre zona de vis-a-vis de Biserica Veche din Preci. Deci a crescut ritmul. 4, da, se lucrează destul de bine. Deja s-au înnoit un pic trotuarele în zona respectivă. Așteptarea mea este ca în următoarele două luni centrul orașului să arate mai bine, cu trotuare mai pe stradă să arate mai rău, că se va pune țeava. Da, da, vom putea interveni cu covorul de asfalt pe partea opusă pe lucrărilor de apă. Acestea au fost discuțiile cu executantul, dar primele lucrări, bineînțeles, vor crea ceva perturbări, pentru că presupune frezarea și vor rămâne niște zone unde diferența dintre stratul suport frezat până va fi o diferență mare. Centimetri. Bine, dar se poate rezolva o trecere. Sigur, da. Domnul primar, ne oprim aici cu emisiunea. Săptămâna viitoare poate vom face o emisiune de undeva din afară. Putem să o facem din afară, într-un loc în care, să spunem, există o problemă în oraș, să discutăm de acolo. Eu să știți că... Săptămâna viitoare o să vă rog să mă scuzați, nu voi fi emisiunea dar cealaltă. Următoarea rămâne așa. O să facem noi de afară de undeva emisiunea. Bine, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Și oameni eu vă mulțumesc. Buni, aceasta a fost emisiunea. Sper să fi lămurit și care este poziția noastră apropo de cursurile de la Școala 5. Încă o dată repet, nu interesează decât faptul că s-a ajuns într-o situație conflictuală în ciuda tuturor eforturilor de a se face ceva acolo. Să nu uităm că locația a fost asumată, inclusiv prin mesaje admirative și aplaudative, pe Facebook. Dom'le, mulțumim frumos că ne-a spus această locație la dispoziție. Nu cred că este corect și normal să mulțumești pentru o locație și apoi să te dezici de ea. Nebune, ne oprim aici, cele bune, oameni buni, să fim sănătoși și... Hai la pahare! O zi minunată și sport tuturor astăzi! La revedere! Numai bine!